Sfânta și Marea Zi de Miercuri este marcată prin pomenirea femeii celei păcătoase, care a uns cu mir pe Domnul, pentru că lucrul acesta s-a întâmplat puțin înainte de Mântuitoarea Patimă. Sfânta și Marea Zi de Joi este ziua în care se face prăznuirea a patru lucruri. Sfânta spălare a picioarelor, când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a spălat picioarele ucenicilor săi. Apoi cina cea de taină, adică predarea înfricoșătoarelor taine, rugăciunea cea mai presus de fire și vânzarea Domnului.